Personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal din Pașcani abia mai face față avalanșei de pacienți din fiecare zi. Lipsa medicilor și problemele din sistem sunt principalele cauze pentru acest fenomen îngrijorător. Medicii de la urgențele de la Spitalul Municipal se confruntă în fiecare zi cu zeci de persoane care cer ajutor. Este un număr foarte mare în comparație cu personalul medical. Dacă până acum câteva săptămâni pe fiecare tur erau câte 2 sau 3 medici, acum unul singur consultă același număr de pacienți. În fiecare zi, un singur medic este nevoit să consulte zeci de pacienți ce vin la compartimentul de primiri urgențe. Această situație se datorează plecării recente a 2 medici urgentiști care au decis să lucreze în străinătate. Grav este că mulți dintre pacienți aglomerează inutil camera de gardă, problemele lor putând fi rezolvate de medicii de familie. Numai în 24 de ore au venit la urgențe peste 50 de oameni. Potrivit celor spuse de directorul medical al spitalului Diana Axinte, mai mult de jumătate dintre ei nu reprezintă cazuri pentru urgență și ar putea fi consultați în cabinetele de familie. Partea bună din asta este că avem adresabilitate, dar partea proastă este că aproximativ 35-40% din aceste prezentări n-ar trebui să fie prezentări în compartimentul de primiri urgențe, ar trebui să fie prezentări în rețeaua de medicină primară, pentru că de acolo pot acuzele pentru care pacienții se prezintă în CPU pot foarte bine să fie investigate și rezolvate la nivel de medicină de familie. Menționăm că de luna viitoare la primiri urgențe ar urma să mai vină un medic de specialitate.